În cadrul celei de-a 34-a ediție a Congresului Internațional al Universității Apollonia, desfășurat în perioada 29 februarie-3 martie 2024, a avut loc un moment deosebit. Lansarea volumului Omul Orchestră, un jurnal altfel, de Răzvan Popescu. Volumul reprezintă o incursiune fascinantă în viața autorului și în istoria recentă a României. Este un jurnal altfel, un jurnal de memorii subiective. Nu un jurnal în sens clasic, nu în sens cronologic al faptelor înșiruite acolo, pur și simplu înseamnă memorii subiective. Este o carte făcută din fragmente care ambiția este să se întâlnească într-un mare tablou de epocă, să spun, în care să regăsim atât spiritul cât și emoția perioadei pe care cu toți am trăit-o în ultimii 35 de ani. Volumul Omul Orchestră, un jurnal altfel, este o lucrare captivantă în care autorul ne poartă prin diverse etape ale propriei vieți, oferind și o perspectivă asupra evoluției societății românești în ultimele decenii. Lansarea acestei cărți a reprezentat un moment important în cadrul Congresului, aducând în atenția participanților o nouă perspectivă asupra realităților contemporane. Este o carte care prin fragmentele sale acutilează și transformă o viață normală a celui care citește, adică se redescoperă cititorul citind acest jurnal, fel, acest om orchestră, pentru că eu consider că este un om orchestră. Răzvan Popescu este, înainte de toate, un om onest în această carte, care vorbește despre sine cu foarte multă sinceritate, chiar cu o sinceritate dureroasă. Avem aici un autor cu o sensibilitate profund dureroasă, care este nevoit în fiecare dimineață să-și pună pe el o cămașă de forță, cămașa de forță a profesiei, și să renunțe la această sensibilitate pentru a călători prin lume. Răzvan Popescu, cunoscut jurnalist, scenarist de film și scriitor român, este autorul a 10 cărți și a semnat scenarii la 7 filme artistice. În plus, el a deținut funcția de purtător de cuvânt al președintelui României, Emil Constantinescu, în perioada 1999-2000 și a ocupat poziția de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului între anii 2007 și 2012.